La clipul anterior pe care l-am pus pe canal, am zis că dacă primesc 1000 de like-uri, pun stand-up în fiecare lună. Și am primit vreo 3000 și ceva de like-uri. Nu mă așteptam și acum încerc să pun stand-up în fiecare lună. Dar am și nevoie de ajutorul tău. Hai să sărim la clipul ăsta de 2000 de like-uri și uite-te până la sfârșit. Și bucură-te de luna februarie, luna iubirii. Sunteți bucuroși că e februarie, că e luna iubirii? Nu! O fată, direct nu, nu mă așteptam. Fetele de obicei sunt mai... Mamă, deci nu în unanimitate, a? Nu vă bucură, am înțeles. Eu sunt bucur, așa mă mulțumesc, așa oameni bucuroși. Bravo, mă! E frumos, mă, luna iubirii, mă, care nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar luna iubirii e singura care e mai scurtă decât celelalte. Cred că erau egale la un moment dat și fetele au zis, asta e luna iubirii, și băieții au zis, scurtează-o, mai taie din ea. Nu mai pot. Că e presiunea asta, bă, băieți, e presiunea care ia-n pula, sincer, ia-n pula, că trebuie să cumpărăm lucruri. Ia-n pula, bă, că fetelor e ușor să le iei cadouri, mă, băieți, că ele îți spun, mă, îți spun ce vor, mă. Numai că noi suntem băbălăși și nu suntem atenți, mă. Ești în mall, într-un magazin cu iubita ta și ea îți spune, ia o bluziță, să uite atent și îți spune, îți place bluzița asta? Asta, Alex, îți place bluzița asta pe care ți-o arăt, pe care am probat-o și îmi place mie, îți place și ție? Vrei să-i faci o poză la bluziță, la mărime, la magazinul în care suntem? Vrei să... Da, tu ești prost, tu ești altceva. Păi ia-ți-o dacă îți place. Ia-ți-o, da. Pura mătii de prost. După aia vine Valentine's Day, te duci cu un ursuleț de pluș. Pijama și pe ei de ursuleț de pluș. Că sunt femei de 38 de ani cu 45 de ursuleț de pluș. Dă-o... E ușor să iei cadou. În schimb, ele se plâng de noi, că noi nici măcar nu spunem ce vrem, nici dacă ne întreabă. Că ele se plâng pe bună dreptate unor femeile. Da, nu? Uneori se plâng și ele între ele, că băi, ăsta nu știu, bă, ce să iau, mă, că nu zice, mă, niciodată ce vrea. Îl întreb, ce vrei, mă, și tu cadou? Și tace din gură. Bine, poate tace din gură că asta își dorește. Liniște. Nu știu, nu vreau să fiu chiar Bulanciu. Și care e faza? Că vine 14 februarie. Băi, și e o zi frumoasă. E o zi frumoasă. E un ursuleț de pluș, mă rog. Știi când e panică? Cu cadou. Dacă sunteți în perioada relației în care ea se așteaptă să o ceri în căsătorie, atunci e nașpa. Că luna iubirii este luna aia în care hai, vine cu inelul, hai. Și Valentine's Day e perfect. Bă, de Valentine's Day, mai rău decât să nu o ceri este să o faci cumva să creadă că o ceri și să nu o ceri. Că tu pe 14 februarie, dacă ea se așteaptă la asta, trebuie doar să atingi cu genunchiul podeaua și ea plânge deja, ea e cu lacrimi în ochi. Trebuie să fii foarte atent ce faci pe 14 februarie dacă nu vrei să o ceri. În primul rând, de Valentine's Day nu te apleci sub nicio formă. Porți papuși toată ziua, numai să nu trebuiască să pui genunchiul jos, să te legi la șireturi. Orice, arăți ca un terminat, dar măcar e ok. Dacă te împiedici, nu cazi în genunchi ca prostul, că zice că ceri, cazi în față, cazi, spars capul. Dacă ți-au căzut cheile, te muți. Nu poți să ieși cu ea din oraș, asta e, nu poți să, din oraș nu poți să ieși cu ea, că dacă zice, mă duce undeva frumos să mă ceară, mă duce undeva aici, la Bolintin de-al, la ceva frumos, romantic, mă duce să mă ceară, mă. Cum îți zice Waze-ul s-a prins farurile ei pe Instagram live, este, o să zic, da? Nu, tot ce poți să faci de Valentine's Day este să o scoți la un restaurant. Dar acolo să ai grijă ca tot ce comand să fie transparent, să fie clar că nu e niciun inel acolo. Apă plată și piftie. Asta e tot ce puteți să mâncați pe 14 februarie. E frumos, mă. E frumos să vezi iubire. Mă uit la tineri, că eu sunt căsătorit de mult, nu mai e sparcul ăla mai când scânteia, dar mă uit la tineri, bă, care se bucură și sunt la început de relație și i-am văzut pe doi la un restaurant, un cuplu, erau mai tineri, se vedea clar că sunt la primele întâlniri, știi? Bă, îl vedeam pe el că vrea să bage vrăjeală, că vrea să impresioneze. Era clar că nu făcuseră sex, știi? Când pleci de la un date, e întrebarea aia, e chestia aia care e în aer, așa, oare facem sex? Și era atât de clar, m-am uitat la ea, era atât de clar pe fețele lor, se vedea că ea știe, el speră. Și e foarte bine asta, că e foarte bine ca voi, fetele, să decideți dacă faceți pasul ăsta, că nu trebuie să decidem noi, că noi suntem voi morți, noi fute orice, oricând, noi nu avem niciun standard, la noi sexul e tot standardul. Îl mai întreb pe câte unul, bă, cum e, mă, cu nevasta? Bă, ok, nici nu știu. Dar se aranjează și ea pentru tine, nici nu cred că se mai epilează de ceva vreme, nu știu. Dar se face și de mâncare, nu știu ce gust are mâncarea ei, nu știu ce. Păi de ce stai cu ea? Să fute. Atâta putem. E bine că decideți voi când faceți sex. Dar vine totuși și un preț de plătit. Că tot timpul balanța asta
Că uneori te hotărăști să faci sex cu el și zilele următoare aștepți să-ți dea un mesaj, să dai pe lângă telefon, să te sune, să nu știu ce. Și te gândești, e întrebarea asta acum. Oare o să avem o relație, o să fim împreună? Și atunci ea speră, el știe. Avem și noi băieții cât de cât. V-ați bucurat tare, la. Eu am venit cu niște nervi, am venit cu nervi pregătiți pentru astă seară. Am fost fix astăzi să-mi depun actele pentru buletin. Mă, nu știu dacă ați mai fost în instituții ale statului în ultima vreme, eu am crezut că s-au schimbat. Știți că înainte buletinele se făceau la circa de poliție. Și acum nu se mai fac. Există un sediu pentru asta. Și mi-am făcut programarea online și m-am gândit, bă, o să mă duc și eu în ceva modern. Într-un loc frumos, cu ghișee, cu doamne care sunt mișto, cu ecran din ăla, mă strigă, domnul Mocanu Alexandru este... Am crezut că o să fie minunat, frate, nu o să fie cozi, nu o să fie nervi. M-am înșelat foarte tare. Băi, frate, am fost într-un liceu ceva, am intrat într-o cămăruță din aia mică, înghesuită, cu foi pe toți pereții, cu un singur ghișeu, tot ăla de te-a pleci așa, efectiv, parcă să fii futut în cur, parcă de asta te-a pleci acolo. Băi, era coadă, eu aveam programare online, toată lumea era nervoasă, plină de dragi, scria mare pe perete, programările online au prioritate. Era clar că eram singurul care avea programare online de acolo, nu? Dacă a scris mare pe perete, înseamnă că nimeni n-avea programare. M-am uitat în jur, bă, niște oameni cu care nu voiam să fiu acolo, adică... Bă, unii păreau că depun pentru pensie de handicap, nu pentru buletin. Deci, vă jur, erau unii oameni, am zis, bă, eu nu zic că am programare online. Eu nu vreau prioritate, eu nu vreau să întorc furia tuturor oamenilor pe sistem, pe sănătate, pe viață, pe politicieni asupra mea. Că sunt eu, am eu programare online. Stau liniștit. Ce-a fost bine? Că oricum nimeni nu și-a depus dosarul din fața mea. Toți se duceau acolo la ghișeu, le spunea că nu-i bun dosarul și plecau. Bă, fiecare pe rând, vă jur, unul n-a stat să facă poza de buletin. Unul, mă. Eu m-am dus, nu știu dacă v-ați făcut buletin recent, trebuie să te duci cu proprietarul apartamentului în care stai. Care la mine este tata. Bă, să te duci la 38 de ani să-ți faci buletin cu tati. Bă, nu m-am simțit bine, vă spun. Când m-am dus la tata, mi-era și rușine. Tăticule, trebuie să mergi cu mine să-mi fac buletin. Aolo, ai făcut 14 anișori? Da, tăticule, am făcut 14 anișori și trebuie să mergi cu mine să depunem actele. Bă, a fost penibil. M-am dus cu tata acolo. Nu voiam niciunul să fim acolo. Am ajuns, eu aveam dosarul, știi cât de bine l-aveam făcut? Bă, că eram pregătit în caz că e nașpa să nu stau să mă enervez. Aveam dosarul de acasă făcut cu alea printate de pe net, cererile, completate de acasă, frumos, liniștit, cu pixul, toate alea, copiile, dosarul, bă, cu dosar, mă, dosar. Bă, și că eram tocilar, să mă rog, dacă nu aveam toate alea, ne dau ea palme. Bă, terminatule, fătălăule, a venit cu dosarul, tocilarul, bune. Aveam bună și programare online. Bă, eram tot celălalt, eram șeful clasei. În tot grupul ăla eram șeful clasei, să mor. Bă, m-am dus acolo, am pus dosarul cu o mândrie sărămână, am pus dosarul acolo. După 6 oameni care nu făcuseră poza, am pus dosarul ca și cum, haideți, doamnă. Doamna a aruncat o privire ușoară pe ăla și a zis, păi, în primul rând, fă-tu-ți gura, mătii. În primul rând înseamnă că-s mai multe rânduri. Înseamnă că pe prima foaie ea a văzut mai mult de o greșeală. Știți de ce m-a trimis înapoi? Pentru că cererea are 2 pagini. Și eu am printat pe 2 foi. Ei nu primesc pe 2 foi, primesc doar o foaie față versul. Am printat eu ca bogații, mă, am printat... Într-o țară de săraci eu am printat, printează-mă pe 2 foi, mă, doare în pulă, mă. Eu mai iau încă un top de hârtie. Bă, m-a trimis să completez încă o dată. Bă, am fost atât de dezamăgit când am văzut că mă trimite înapoi, parcă am picat la bac, să mă răbarcă. Parcă eram la capacitate. M-am dus înapoi, vai morți, mic, așa. Mi-a zis că, da, se veniți înapoi, nu mai stați la coadă. Care să nu mai stăm la coadă? Că eram aceiași 6 care tot completau, mai veneau un pic, mai... Eram aceiași oameni. Bă, l-am văzut pe tata cum e dezamăgit de mine, mă, să mor eu, pac. Parcă venise cu mine la capacitate, de-abia mi-am făcut buletinul, venise cu mine la capacitate. Aoleu, ai picat, fu-tu-te în gură, terminatule. Sus gura, mătii, viață. M-am dus înapoi, vă jur, exact, eram toți, tremuram, parcă toți eram la capacitate, parcă toți eram acolo, haide, vă rog, frumos, să fie bine.
Tu ce-am pișat, spun noi așa, hai mă, măcar din a doua să o iau și eu, măcar acum am toamnă, că... Rău de tot. Când a luat actele și mi s-a uitat pe contactul de casă și a zis, mai trebuie o copie pe ăsta. Haideți, Doamne, vă rog eu frumos că eu nu mai pot să mă duc la tata înapoi așa. Bă, s-a uitat la mine, doamna aia, am văzut în ochii ei cum mi s-a făcut milă de mine, bă, parcă se vedea pe mine că m-a distrus pe dinăuntru, că eu nu mai am nicio șansă în viață. Eu, efectiv, eu nu mai sunt om. Eu nu mai fac, doamnă, buletin, că nu mai sunt om oricum. Eu dacă trebuie să mai vin o dată aici, mă piș pe aia de viață. Eu nu mai vreau buletin, nu mai vreau să mai exist. S-a uitat la mine, am văzut-o, bă, s-a schimbat din cum e ea, așa cum sunt doamnele aia, așa a fost... A, hai că îți fac eu un print aici, bă, iau eu, nu, las, nu mai plânge, mămică, gata, nu mai... Doamne, îți mulțumesc de suflet să mor eu, că nu mai puteam să mai dau încă o dată, că nici nu pot să intru la liceu. Și mi-a dat, bă, alea, am făcut poză cu lacrimi, îți dai seama, să ies trist în poza de la buletin. Și am plecat așa. Deci puteai futu-ți gura, măi, puteai din prima. Ați auzit că dragostea trece prin stomac, nu? Ați auzit vorba asta. Eu am testat-o, e foarte adevărat. Pe mine așa m-a câștigat soția mea, m-a câștigat cu o musaca. Mi-a făcut o musaca, bă, la început, ca... La început, ne-am mutat, de-abia ne mutasem împreună și după două zile mi-am făcut o musaca. Bă, dar cum făcea mămica mea, mă, bă, când am gustat din musaca, o i-am zis, bă, asta e mama la copii, bă, asta trebuie să o scot de pe piață, ești nemul la capul. Îmi venea să o cer de nevastă atunci, pe loc, că nu... E extraordinară musaca. Și m-am îndrăgostit și e normal ca dragostea să trece, să trecă prin stomac. Biologic e adevărat, nu-i doar o vorbă. Că nu știu dacă știți, dar femeile când se îndrăgostesc, întâi sunt atrase emoțional de un bărbat și apoi sexual. La noi e invers, noi întâi suntem atrași fizic de o femeie, apoi ajunge la inimă, știi cum se spune. Deci clar că dragostea trece prin stomac, că dacă dragostea începe de aici la noi și trebuie să ajungă aici, trece prin stomac. Și invers, și când se strică o relație, dragostea are același traseu, dar invers, că se spune că ți-a ieșit de la inimă. Când simți că totul e de căcat în colon și pe aia zice pe pulă. Asta e circuitul dragostei în corp. Iubita mea, problema a fost că ea a devenit vegetariană la un moment dat. Și eu susțin, e super ok. Dar s-a hotărât să nu mai gătească cu carne. Și acum eu efectiv am întrebarea asta. Bă, dacă eu m-am îndrăgostit de ea pentru musaca și nu mai există musaca, eu o mai iubesc? Efectiv, nu știu dacă o mai iubesc. Că uneori, eu apreciez că facem mâncare în casă. Dar uneori face o ciorbă care, bă, nu e, aș putea să spun că e bună, nu știu, aș folosi alte cuvinte decât bună despre ciorbă, nu știu, nu e, eu apreciez că o face. Bă, eu apreciez, știi de ce, mănânc, mă, și tac dracu din gură, mă, că mi-a făcut, mă, că, sincer, acum, să faci o ciorbă nasoală și să faci o ciorbă bună implică la fel de multă muncă, nu? Nu știu, dacă ești cu o tipă care nu prea știe să facă sex oral, ea implică, ea depune la fel de multă muncă ca aia care e foarte bună, nu? Numai că una pune suflet, alta pune dinții, da. Și așa că eu mănânc din ciorba aia și tac dracu din gură, mă bucur de ea, mănânc. Dar nu mă lasă, bă, să mă bucur și să zic să rămâna pentru masă, mă întreabă cum a fost ciorbiță. Cu o încredere în ea așa, nejustificată, total. Cum a fost ciorbița? Și eu zic, a, mă, ce? Și așa, zi, mă, nu, descriem. Mai fi trebuit un pic de sare, piper, ingrediente. Practic ai spălat niște legume. Asta e. Bă, se enervează pe mine. Bă, dar cu niște nervi, 3 zile se enervoasă pe-n casă. Că nu apreciez, bă, că nu apreciez, bă, că fac pentru tine mâncare, că mă chinui, mă duc la piață, fac, tai legumele alea, fac ciorbă și nu apreciez, bă, în casa asta, că îți dau să mănânci, să nu mori, dracu. Mă, mai ești bine, bă, femeie, nu vrei să strângi toată energia asta și să o investești în a învăța să faci o ciorbă bună? Sau o muie? Nu știu, nu vreau să fiu bulangiu. Dar dă-o dracu de ciorbă până la urmă, lume, că nu s-au distrus căsnicii de la ciorbă, a luat unul... A, eu nu mai stau cu tine, mă, divorț. Dă-o dracu de ciorbă, că ne descurcăm să ne luăm ciorbă. Glovo nu livrează muie. Am căutat. Bine, nici nu cred că vrei să-ți livreze muie vreun pakistanez. Hello, sir, I got your blowjob. Nu, du-te. Oameni, aceasta a fost show-ul nostru. Vă mulțumim din suflet că ați venit. Sunteți super drăguți. Sper că v-ați simțit bine, că ați râs de toți banii. Să vă plătiți notele, să lăsați tips și să vă dea Dumnezeu sănătate. V-am pupat. Seară bună!